Crește alarmant numărul vedetelor surprinse de oamenii legii la volan sub influența substanțelor interzise. Se pare că și Dorian Popa, actor, dar și influencer de top cu peste 2 milioane de vizualizări și urmăritori, a dat de necaz. Iată ce spune Elena Merișoreanu despre situația lui Dorian, cu care a legat o strânsă prietenie după participarea lor la Sunt celebru, scoate-mă de aici, de la ProTV. El lua și niște pastile ca să se poată odihni, muncește tare mult, a declarat solista în exclusivitate pentru Playtech Știri. Solist, actor și influencer de top, Dorian a rămas săptămâna trecută fără permis auto după ce a fost testat pozitiv la cannabis. Când a fost oprit în trafic de polițiști în localitatea Domnești din județul Ilfov, unde locuiește, Dorian era îmbrăcat într-un halat de baie. În urma testului la substanțe interzise și care a ieșit pozitiv, el a menționat că se întoarce de la o petrecere unde a inhalat accidental fum dintr-un joint. În cauză, conducătorului auto i-a fost reținut permisul de conducere, fiindu-i suspendată exercitarea dreptului de a conduce conform legii. Polițiștii serviciului rutier Ilfov au deschis un dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive. Contactată de Playtech Știri, celebra solistă Elena Merișoreanu a vorbit despre situația lui. Am vorbit cu el aseară la telefon, plângea săracul, se blestema că e nevinovat, că a fost undeva, parcă zicea că într-un club unde se fuma și că a inhalat de acolo. În plus de o perioadă el lua și niște pastile ca să se poată odihni. Muncește foarte mult, are firme, e tare harnic, mai rar așa om, a declarat Elena Merișoreanu. În ultima vreme, tot mai multe vedete au dat socoteală în fața oamenilor legii după ce au fost surprinse la volan sub influența substanțelor interzise. Este vorba despre Margherita de la Clejani, Ana Morodan și Șefoa.